să zic, apare Anda din ce în ce mai des și văd că intră în jocul tău. Adică de multe ori ne minunam, bă, dar cum acceptă fata să facă asta, nu știu cum. Așa m-am minunat și eu. Ai zis că n-acceptă, că n-acceptă, că da. Poate își dă seama. E vorbită de înainte treaba? Femeia Skype pe mine, tată. Femeia lipitoare profesionistă. Singura femeie cu care am cea mai lungă relație din viața mea. Eu nu am amintiri cu alte femei, vă jur, băgați-mă la detectorul de minciuni. Acum, adu-mi un detector de minciuni și eu mă bag. Eu nu am amintiri cu alte femei. M-a terorizat a mea, psihic. E cea mai inteligentă femeie pe care eu am avut-o în viața mea. Că a știut cum să manevreze, cum să mă ducă, cum să mă suport. Eu sunt un om greu de digerat. La vârsta potrivită. Tată, eu sunt un om... Te întâlneai la 20 de ani, nu mai era așa. Nu știu ce să zic. Eu zic că femeia, dacă își pune în cap să rămână cu un bărbat, să facă să fie un bărbat lângă ea, cred că ea trebuie să decidă. Da, dar la 20 de ani încă sunteți copii. Adică sunt copii și fetele și băieții. Nu știu, bă, nu știu să folosească de... Și copiii sunt, da. Până la urmă îi ziceam, ia-ți copiii și dai drumul de aici și tu și copiii și toți la revedere, că până te aduci în stare să-i dai... Nu există așa ceva. Copiii, adevărat. Nu, eu ziceam la vârsta aia, că femeia nu știe să-și pună în practică tot tatuul. Că la 20 de ani încă e o copilă. A, că ea e, da, asta e matură. Acum te-a întâlnit la vârsta maturității posibil. Și ea. Am ta, avut și noi. Da. Băi, Dani, am avut și noi probleme. Noi din toate cuplurile de artiști, de vedete, noi am fost singurii care au spus că ne despărțim primii. Da. Noi ne-am certat din prima săptămână până acum. Sunt 5 ani de ceartă, ești nebun? Eu încă sunt cu femeia. Și ne iubim, și ne iubim, și ne... Doamne ajută! Mulțumim. Andrei, Pailicu Dragnelu, să iubeau, îi vedeai, ziceai că tablou. Ia uite, bă, ce pereche minunat. Pepe cu Ralu. Mamă, ce pereche, s-au despărțit. Eu am zis că toți au zis. Ai văzut? Vreau să vă dau o veste proastă. M-am despărțit. Și Pepe la fel. M-am filmat și eu. Vreau să vă dau o veste proastă. Nu m-am despărțit. Ce credeți? Nici nu m-a despart. Stau acolo, auzi? Foarte bine. Cine a zis că într-o căsnicie e greu? E ușor. Tu... Deci cum e? Greu? Cum e? Greu? E greu, tată, e greu. Dacă uite femeia, deci Anda chiar m-a suportat. Eu sunt un om dificil, nervos. Mama, dacă îmi spune, bă, mamă, prea o jur, a știut, n-a știut că au fost certuri. De un an de zile am început să ne, știi, să ne sudăm, să mai lase și ea de la ea. Că nu lasă moldovean ca neam. Nu știu ce ați mâncat. Dar pe ce vă luați? Că nu erau chestii, dacă erau chestii grave... Pe nimicuri, mă, asta, nu ne certăm pe ceva, film, pe da, nimicuri. Să te prindă cu alta sau mai ceva, astea nu, da. M-a prins odată, m-a prins odată atunci, m-a prins acum 3 ani, acum 4 ani. La începuturi atunci, da. M-a prins și aia a fost, Pailicu Dragnelu. I-a zis, bine, mă, hai la revedere, domnul bun. A plecat femeia de acasă o lună de zile, m-a întopit pe picioare. I-a zis, vă, iubire, vino acasă că nu e. Nu e! Am încercat, eu chiar am făcut, eu am avut relații, știm cu toții, eu chiar am avut relații, știu cum e, și așa, știu și așa, știu să compar, știu să... Nu vreau, vino acasă, că eu cu tine vreau, nu mai vreau cu nimeni, vino acasă și uite că avem 5 ani de zile de când suntem împreună, nu am înșelat-o, nu înșel, sunt persoană publică, oricând mă poate fotografia cineva, adică nu pot să vorbesc eu tâmpenii acum. Crede-mă, ajung informațiile înaintea ta la ea. Și asta e adevărat, și am spus și ei, și spun și celor de acasă, cum să ai amantă, bă? Eu n-am nervi pentru ea. Mai am încă una? Doamne, măica, doamne, bebe, stai liniștită, că doar tu ești. Atât. Da. Nu ai cum să mai... Vine să mai zică încă... Că te ia de nou, știi? Păi ea mea, am găsit-o, e frumoasă, i-am zis cum am desenat-o. Revin și cred cu tărie că contează și momentul în care se întâlnesc doi ani. Contează mult. Bă, noi am avut foarte multe cumpăne de-astea de relație. Și dar tăria iată și asta... că ați putut să treceți peste. Da, dar uite că spun, suntem din ce în ce mai bine. Poate nu se întâmpla. Nu s-ar fi întâmplat. Pleca la prima ceartă, știi? Sau s-a alegea praful după... Prima ceartă la... N-a plecat cu mascațiu, am chemat mascațiu două afară. Și unde să mai pleci? Iar acum, la ce dovezi de iubire ți-a dat? Chiar n-ai ce să... Noi suntem din ce asta spuneam. Noi suntem din ce în ce mai bine, noi nu suntem din ce în ce mai rău. Știi că în relație e bubuiala aia la început. La noi a fost dragostea aia nebună, sexul ăla tâmpit de o săptămână care a rămas gravidă și după aia n-a s-a mai putut, știi, și glumesc. Noi am făcut că și dragostea ne-a ținut împreună, chimia asta, știi, că până la urmă mirosul ăla de cerb când vrei o căprioară, că toate arată la fel. Mai ales acum, toate dacă le vezi pe filtru, mulțumesc lui Dumnezeu cu ampa Anda. Bă, tu îți dai seama că trec de la una la alta. Cum arată? Băi, m-am uitat și eu pe Instagram. Două, trei toate tipologii. Zici că-s modele, două, trei tipologii de fete și atât.
Nu, dar toate sunt frumoase, toate sunt minunate, toate sunt cu ochii albaștri, toate sunt cu nasul ăla în vârf, toate sunt cu buzele alea, toate. Eu îmi luam țepe mari, ești nebun la cap. Deci eu îmi luam niște țepe de ferească Dumnezeu. Le-am mai luat eu, da. Dar nu eram cu Andă, eram singur. Și acum îi mulțumesc, i-am zis și eu, Pepe, nu mai am nici 20 de ani, nici 30 de ani, avem doi copii frumoși, avem o relație, avem toate certurile, la noi nu mai poate să mai se întâmple nimic. Da. Înțelegi, ne iubim, nu ne înșelăm, ne respectăm. Da, e păcat să se aleagă praf, curând. Cum să ne despărțim? Că nu se poate. De iubit o iubesc, de iubit mă iubește, că altfel pleca, da. La revedere, drum, că e frumoasă, aș găsea unul oricum. Normal. Bine. Pleca fără o ureche, pleca fără o... Ia, nu mai pleca așa frumos. Explicat, nu mai pleca frumos. A plecat alea înaintea ei. Plecată, iată, pe față. Nu mai e, ghinionistă. Tu nu mai poți să mai... Le trage ea, săraca, pentru toate. Da. Aș mai sta încă două ore cu tine, Liviu. Și eu aș mai sta, mă bucur tare. Încă o dată să mergeți la film, băi, fraților. Nu uitați de ce ne-am adunat. Da, să mergeți la 10 film. 10 septembrie, lansarea pentru public a filmului lui Liviu. Și de mâine, de joi, în câteva orașe, avem premieră. Okay. Și avem premieră. În câteva orașe nu o să fie în toată țara. Am dar înțeles. De pe dar data practic de 10, de pe 10 va fi oficial în toată țara. Da, în orice cinematograf poate fi. În mall-uri, în... Zăpadă, Ceai și Dragoste, o idee de-a mea și cu Zoran am avut-o. Un scenariu scris de Andreas Petrescu, foarte bun scenarist. Primul scenariu scris de film. Nu mai avem timp. Venim, poate veni și cu Andreas, poate veni și cu Buget.